dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Înainte de a începe, vreau să vă prezint cartea mea, Despre mine, despre tine, despre noi. Poate mulți dintre voi nu știu, însă înainte de a mă căsători, eu am scris o carte despre cel care urma să devină soțul meu. De aceea este semnată Angelica Păslaru, numele anterior căsătoriei. Este un roman de dragoste captivant în care sunt sigură că mulți dintre voi se vor regăsi. În descrierea acestui videoclip, v-am lăsat linkul care vă va duce direct către locul în care găsiți cartea disponibilă spre vânzare. De asemenea, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Dragii mei, în emisiunea de astăzi, echipele se unifică. Faimoșii și războinicii își iau la revedere de la insulele lor și se îndreaptă către un joc foarte interesant. În această seară se va juca un joc de fotbal. Echipele, faimoșii și războinicii, se vor uni contra echipei de producție Survivor România. Ei bine, meciul se încheie cu scorul de 8-8. Iar faimoșii și războinicii câștigă posibilitatea de a se bucura de saltele și perne pentru o săptămână întreagă de acum încolo. De asemenea, după jocul de fotbal, faimoșii și războinicii sunt trimiși către locul în care va avea loc petrecerea de unificare. Aceștia fac duș, se spală pe dinți, se aranjează, băieții se felchezuiesc și la final se întâlnesc cu toții. Trebuie să vă mărturisesc faptul că aceștia sunt de nerecunoscut. În această seară, dragii mei, va avea loc un party în toată regula. Vă invit cu mare drag să urmărim împreună emisiunea fenomen Survivor România 2022, doar pe ProTV.